Salutare, dragi mei prieteni, în acest vlog vreau să vă prezint diferențele între un porumbel butan și un porumbel voiajor. Deci, să începem. Am aici în mână o porumbiță butancă, după cum puteți observa, este foarte micuță, are o aripă, ia uitați cum arată o aripă la o femelă butancă. Este o mare diferență între ea și o femelă voiajoară. O să vă prezint și o femelă voiajoară după. Ia uitați capul. Are capul micuț, nările micuțe, după cum puteți observa. Nu are ochiul foarte, foarte conturat ca o femelă voiajor. Și vedeți, ochiul are altă culoare. Acum depinde de fiecare în parte. Oricum se vede că este o butancă. Nările foarte mici. Nările micuțe, am zis. Și aripa tot la fel. Deci acum am adus o femelă voiajor. După cum puteți observa, aici am o femelă. Ia uitați. În primul rând, ia uitați cum are aripa femela aceasta, de două ori mai mare. De două ori mai mare și vedeți cum vin penele una peste alta. Ia uitați capul. Întotdeauna și la voiajori, oricum femeia are capul mai lung, mai lunguieț aici, de aici, vă zic. Uitați capul. Îl are puțin mai mare. Nările, ia uitați, mai mari, mai mari. Ochiul, ia uitați diferența între ochi și conturul la ochi. Are ochiul altfel și conturul mai ca de voiajor. Și conturul se formează mai ales când înaintează porumbelul în vârstă, începe să se contureze ochiul. La corp e cam tot la fel, puțin mai mare. Deci cam acestea au fost diferențele și între un porumbel voiajor și un butan. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like, o abonare și salut!